Odată la 5 ani revin în fața iubitorilor de artă plastică cu rezultatul căutărilor de creație. Vorbim despre Ghenadie Jalbă, pictorul apreciat în toată țara și peste hotare, care a vernisat la Galeria Constantin Brâncuș expoziția personală Lumi Paralele. Drame ale neamului, sărbători ale spiritului, o serie de portrete expresive, inedite, atrag atenția în expoziția personală Lumi Paralele. Este de fapt un fel de examen. În primul rând vrei să-ți vezi lucrările care și mai vechi și acum, ultimii ani, am încercat să lucrez mai mult. Chiar anul acesta am lucrat, dar bineînțeles n-am intrat totul pe semieze. Oricum, vreau să arăt spectatorului ce am făcut eu. E ceva simbolic, cum este și denumirea acestei expoziții, Lumi Paralele. Practic, noi întotdeauna existăm în niște lumi paralele. Este viața cotidiană și este spectacolul pe care îl jucăm în fiecare zi. Asta este mesajul expoziției. Cele 79 de lucrări expuse au fost realizate în diferite perioade, majoritatea în ultimii ani. Mulți artiști îl cunosc pe Ghenadie Jalbă, îi cunoaștem și noi creația, dar iată că ne surprinde. Iarăși este de fapt și laureata unor premii internaționale, cum ar fi medalia de aur a Academiei de Arte din Franța sau Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor al României. Domnul Jalbă are o serie de lucrări noi, îndeosebit portretele m-au captivat. El a terminat Academia de Arte Surcov din Moscova. Acolo a fost niște rigori foarte așa academici, stricte. Eu mă bucur că s-a detașat de aceste chinci academici, a revenit la eu-ul său. Acum el este Ghenadie, mă refer ca creator, ca atins niște cote care pentru orice artist plastic sunt de vis. Prietenii de o viață, Tudor Zbârnea și Petru Hadârcă, apreciază îndeosebi coerența discursului plastic al lui Ghenadie Jalbă. Această expoziție ne demonstrează o coerență excepțională, pentru că Ghenadie Jalbă este un om integru, un om care mereu caută în interior, în special, și forma pe care o vedem oarecum exterioară și în anumite metamorfoze. Acestea sunt doar frământările unui artist și ele sunt firești. Mă leagă o relație de prietenie, aș zice, chiar de când eram student la Moscova, în anul 1981, venea la noi la cămin și ne ruga să stăm așa, să ne schițeze, și chiar am acasă un portret realizat de Ghenadie Jalbă. Mă bucură faptul că sunt foarte multe lucrări pe care nu le cunosc. Îmi place stilul, este surprinzător, este fantastic. Surprinzătoare pentru cei prezenți a fost o altă premieră, marca Ghenadie Jalbă, o carte de versuri pe care a dăruit-o celor prezenți și din care se desprind aceleași frământuri și meditații despre viață, strămoși, probleme existențiale, filozofice.